Reprezentanții municipalității s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute cu nemții de la Electrocontact, firma care urmează să deschidă la Târgu Jiu o unitate de producție de cabluri pentru mașini. Autoritățile au declarat că în această săptămână se va semna contractul de superficie pentru teren. Astăzi sau mâine, cel târziu, așteptăm forma finală pe care ne vor propune cei de la Electrocontact. Am luat fiecare punct al contractului de superficie în discuție pentru ca acesta să conțină toate datele, atât din punctul nostru de vedere, cât și din punctul lor de vedere, al perfectării și al atingerii scopului final. Primăria Târgu Jiu are o serie de obligații pe perioada contractului de 49 de ani. Cu excepția terenului, Primăria Municipiului Târgu Jiu are obligația să asigure utilitățile până la limita de proprietate, utilități la care se vor începe lucrările imediat după sărbătorile pascale. Firma nemțească ar trebui să își înceapă producția la sfârșitul anului și promite un număr de aproximativ 2000 de locuri de muncă pentru gorjeni.